În această dimineață, polițiștii au deschis la 6 locații din municipiul Timișoara, vederea depistării unor persoane suspecte de comiterea mai multor furturi din locuințe, toate locuințele situate în zone rezidențiale din municipiul Timișoara. În urma perchezițiilor au fost ridicate bunuri, iar 4 persoane au fost conduse la audier la sediul IPJ Timiș. În continuare se efectuează cercetări cu aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tâlhărie pentru documentarea întregii activități infracționale, deoarece aceștia sunt suspecți de comiterea mai multor furturi pe raza municipiului Timișoara.